După difuzarea imaginilor în care Roberto era extrem de afectos față de Iuliana, aceasta încerca să obțină o părere de la Giulia. Nu te obligă nimeni de mâine să fii într-o relație, nu te obligă nimeni de mâine, știi, să te pupi. Tu îți faci lucrurile așa cum simți tu. Da, dar problema e că acum am făcut să dau un pas în spate. Aia e toată chestia. Ieri, înainte de începerea emisiunii, doamna Livia l-a avertizat pe Roberto. Stai cu minte aici. Știi ceva? Ai văzut ceva? Da. Ce știi? Că nu te vrea. Da. Nu știu. Întreabă-mă. Gata, nu mă mai întreba mai mult. Nu mă mai întreba mai mult. Dacă te-a zis, mai auzit ceva? Întreacât. Păi zic, ca să știu și eu să... că... A venit la tine acum? N-a venit, nu? Gata. Păi da, zi-mi de ce, zi-mi ce ai auzit. Mie mi-a venit și așa, a zis către mine că se simte o sufocată. De atitudinea ta. Da, și eu am zis să-și acorde o șansă, adică să vă cunoaște. I-am zis că tu așa ești, asta nu înseamnă că tu în timp nu poți să-ți schimbi anumite... M-am spus eu, de roadă o săptămână atât. Dacă o săptămână să stai ok, tot e bine. După aia faci ce vrei tu. Cu prima ocazie, Roberto încerca să lămurească împreună cu Iuliana aceste probleme. Ai ceva cu mine? Puteți să-mi spui ceva? Păi ți-am spus aseară. Nu mi-ai spus nimic aseară, că aseară n-am vorbit. Ai vorbit cu Zainu, cu mine. Și am vorbit și pe canapea, Roberto. Zi dacă ai ceva să-i spui. Păi ți-am zis. În mare parte despre ce era vorba. Și am crezut că ai înțeles. Zim cu subiect și predicat de acum. Aceeași discuție pe care am avut-o cu tine, am avut-o și cu Zain și cu Giulia. Acolo, când am stat noi acolo? Da. Păi da. Și am zis că doamna Simon, în mare parte, a avut dreptate. Dai cât poate să primească. Dacă dai mai mult decât poate să primească, efectul e ăla, că te împinge. Că te simte sufocat. Lasă, că doamna Simon nu știe pe mine cum sunt eu și știe că, cum... Da, practic și teoretic, afecțiunea pe care mi-ai oferit-o așa prea mult din prima, m-am sperat puțin și m-a făcut să dau un pas la fel. Ok. Și dacă ar fi ok și din partea ta, lăsăm un pic mai ușor, să vedem cum decurge. Să mă lași pe mine să fac un pas, nu doar tu. Un pic mai multă răbdare și mai încet. Că te las, eu mi-am arătat intenția. Am dat seama. Dar te-am și întrebat acum. Oricum discutați în chestia asta și pe canapea, gen, fix acolo, unde păi, stătea Andrei. Fix acolo ai zis că ai dat un pas înapoi, dar eu din discuția mi-am dat seama. Ai înțeles? N-am înțeles, dar las că e bine. Tu ieri pe canapea aici n-ai zis că ai dat un pas înapoi, că te-a făcut să dai un pas înapoi, nu știu ce. Doar din, discuția ta mi-am dat... chestia asta. Păi, ce? Păi de acolo am înțeles, dar nu că am vorbit despre acum despre așa ceva. Păi dacă ai înțeles... Propus... Nu, jur că nu te înțeleg. Dacă ai înțeles din chestia asta, din ce am vorbit ieri pe canapea, dacă ai înțeles, de ce spui că n-am vorbit despre asta? Păi da, tu nu mi-ai spus cuvintele astea. M-ai făcut să dau un pas înapoi. Și dacă ai spus că ai înțeles ce păi, am vrut să zic, nu tot despre asta am vorbit. Am zis că e zis Giulia, că te simți sufocată. Da, în momentul de față, efectiv. Dar mie treaba asta nu mi-ai zis. Doamne ferește, eu nu mai zis. Pot. Deci eu nu mai pot. Dacă ți-am spus pe canapea și am zis chestia asta, eu nu am nicio șansă, sigur. De ce te enervezi așa repede? Dar nu mă enervez. Dar ți-am explicat. Păi de ce ai spus și lui Giulia? Pentru că în momentul de față tu mă faci pe mine să parcă eu nu ți-am spus ție chestiile astea și tu eu pic de proastă. Ți-am spus că am înțeles. Dar tu n-ai folosit cuvintele astea care le-ai folosit acum aici, asta am vrut să zic eu. Dacă am folosit... Dar mie spunem direct, tot, direct, nu spune pe ocolite. Spui direct. Asta vreau să te fac să înțelegi. Dar trebuie să zic mot-a-mot, tot. Păi, nu tot. Dacă vrei ceva, dacă nu mai vrei ceva, dacă simți ceva la casă, nu spui direct. Dar nu îmi spui și lui Giulia, nu îmi spui și toată lumea. M-aș simți constrânsă să-ți spun ție cum să te comporți, având în vedere faptul că n-ai mai putea fi tu. Giulia sau Zain vine la mine să-mi spună cum se comportă Giulia cu lui sau ceva? Îmi pare rău dacă te-a deranjat chestia asta, că am vrut să mă sfătuiesc să fie o decizie sau nu. Păi ia deciziile Giulia în locul tău? Nu, dar am vrut un sfat. Ce ai, măi, nu. Dar am vrut un sfat. Să te sfătuiesc? Nu mai zic nimica, sincer. Deci eu nu mai zic nimica. Roberto rămâne alături de gândurile lui, iar bunica Livia îl mustra. Adevărul e că nu știi să te comporti. Ce-a fost poziția? Ea s-a supărat. Ce-a fost poziția călare așa pe ea? Ce a fost poziția? Încă, nu m-am suit pe ea, ce? Vai de ca... Lasă-mă, Roberto, lasă-mă. Ești sufocat rău de tot. Păi, eu dacă eram în locul ei, eu te împingeam și zădeam și una. Nu vorbesc foarte serios. Asta eu nu râd.
Ți-am zis, nu te mai arunca, nu te mai arunca, aruncat ai fost. Și n-are decât 21 de ani, se consultă și ea cu o fată care îi dă niște sfaturi bune. Dar dacă tu nu înțelegi, să fii sănătos. Da. N-ai înțeles nimic. Seara i-a ducea din nou pe cei doi în fața unei discuții aparent lămuritoare. Mie nu-mi place să încep să vorbesc și după să te ridici să pleci așa de dat. Păi dacă ți-am explicat și o țineai tot pe a ta, ce voiai să fac? Să stau să mă cer cu tine în continuare? Vrei să-ți desenezi de acum fiecare chestie? Mă gândeam că ți-ai dat seama. Eu nu sunt așa de afectuoasă. Gen, lucrurile trebuie să fii treptat și mă simt prost să zic că trebuie să fii treptat. S-a mai făcut ceva? Nu, dar nu e vorba despre asta. E vorba că te văd și pe tine supărat în legătură cu asta. Nu sunt supărat în legătură cu asta. Sunt de la minte, de la cap, am decăzut psihic, nu știu. Am eu o problemă, nu mai sunt eu, nu... Nu știu, sincer, eu mi-am zis punctul de vedere și ți-am zis și pe canapea și m-am ficat cel mai tare faptul că mi-ai zis că nu trebuia să mă să zic de Giurea și lui Zain. Adică nu e ca și cum am făcut ceva rău, nu e ca și cum te-am bărfit sau ceva de genul, pur și simplu ce am vorbit cu tine, am vorbit și cu ei. Mi-ai spus că... Am vorbit cu Giulia ca să-mi dea niște sfaturi pentru a lua o decizie. Pentru a nu lua o decizie definitivă. Așa am spus. Nu am spus pentru a lua o decizie. Dar tu deciziile tale nu le știi? Oamenii ferește, de parcă tu nu te duci și vorbești cu băieții în legătură cu chestia asta. Cu Zain, n-ai vorbit aseară despre chestia asta? Nu, frate, am simțit să mă consult cu cineva. Nu-i ca și cum mi-a zis Giulia, gata, nu mai vorbim cu el, nu mai vorbesc cu el. Oricum, na, păi de ce te-ai ofticat atât de tare, eu nu pot să-mi dau seama. Pentru că nici el nu vine la mine să-mi spună ce a vorbit cu Giulia sau ce vorbește sau ce certuri sau astea sau... Dar dacă ai fi în situația în care ai nevoie de un sfat, tu nu ai cere din altă parte dacă ești indecis în privința unui lucru, nu întrebi pe altcineva care ți-a apropiat, nu-l întrebi. Ce părere ai despre chestia asta? Trebuie să mai încerci și o părere din stânga și în dreapta. Păi și poate altul îmi dă, poate altul îmi dă o părere... Da, dar frate, dar eu nu fac cum zic ei. Eu iau din toată părerea aia, eu iau ce cred eu că trebuie să fac. Nici ea nu o să vină la tine niciodată să spună ce vorbește cu Zain sau să ceară ție părere. Fetele vorbesc între fete și ce vrei să fac? Să cu stau... scop. Tu ești într-o competiție, aici nimeni nu-ți vrea binele, deci vor binele unul pe altul aici, ei. Dar ție nu ți-o vrea nimeni binele aici. Nu înțelegi asta. Deci jur că m-am săturat să aud cuvântul competiție în continuu. Deci jur, m-am săturat. Dacă e o competiție, asta nu înseamnă că nu mai poți fi om cu om sau cum, că nu înțeleg. Ești om, dar până la competiție, până la jocul ăsta. Nu trebuie să știe și altcineva ce neînțelegere avem noi. Lasă-i să afle din... Care noi? Suntem într-o relație și nu știu eu. Considerați, faci ceea ce simți un sfat rău? Pe altceva n-are ce să zică decât faci ceea ce simți. Bun. Na. Consideri un sfat rău? Doamna Loredana, lui Dani, dacă vine să vă ceară părerea sau ceva, îi ziceți decât? Nu, fă ceea ce simți? Nu, mie mi se pare copilăresc chestia asta, zic sincer. Sau dezvolta subiectul să-i spuneți ce să facă pe parcurs și pe viitor și... Discut, dar vezi tu, aici... Pentru că sunteți mamă, sunteți exact, mult mai aproape exact, de... Exact, asta e vorba de mamă. Cineva care nu ți-e aproape zice decât fă ceea ce simți, adică da, ce să zic altceva. Nu, deci mie mi se pare foarte copilăresc. Eu asta vreau să zic, ați înțeles și vreau să spun? Mie mi se pare foarte copilăresc. Cum adică, frate, dacă eu am ținut să vorbesc cu cineva despre chestia asta, pentru că nu puteam să țin doar în mine. Și nu e ca și cum am întrebat-o pe Giulia ce să fac fix dacă se ia o decizie definitivă. Am vrut să cer o părere. Cred că el cu Giulia a avut o cunoaștere deja și nu era persoana indicată la care să te duci nici pentru el, nici pentru el. Cred că asta îl deranja pe Roberto. Da, dar nu mi-a zis Giulia, și în ideea în care mai bine ai fi discutat cu o mamă, cu bunica, cu cineva mai în vârstă, nu cu colegii de competiție. Nu, că nu o să mai zic nimic, dar o să vezi acum, nu știu, să dea Dumnezeu să ai o lună aici, să vezi cum o să fie. De ce te-ai supărat așa de tare? Pentru că nu-mi place să vorbesc cu cineva și pe aia să pleci, să nu închei subiectul. A plecat de 3 ori de când... Asta era înainte să discutăm de ce ești o supărat. Adică vorbesc, vreau să clarific treaba. Se enervează și pe aia pleacă. Mie nu-mi place chestia asta. Chiar dacă nu-ți place, chiar dacă nu... Adică mă las așa. Asta nu-mi place mie.
și nu mi se pare normal. Ca și cum vine să vorbească cu mine, vrea să clarificăm ceva și după aia o să plec. Păi am încercat să ajung cu tine la un consens în privința acestei situații, dar având în vedere că... Păi ți-am explicat ceva, pentru că sunt de mai mult timp aici și știu unele lucruri, știu cum... Da, este irelevant timpul. Da, știu. Pentru tine. Eu am încercat să clarific această situație cu tine, am văzut că nu... Adică nu mă duc la nimeni să îi cer un sfat, dacă vine cineva să îmi dea un sfat, da, da, accept. Dacă a venit la mine, ea nu a venit să-mi ceară mie neapărat un sfat. A simțit nevoia să se descarce. Asta nu înseamnă că eu i-am spus să nu mai vorbească cu tine. Da, știu. Eu i-am ordonat să facă. Nu, tocmai i-am spus ca să facă ceea ce simte, ci să-și acorde timp. Nu, chiar asta ți-am spus. Exact. Deci, pentru tine. Să te cunoască mai departe. Eu am... Putea să meargă la oricare fată. Adică și cu mine era același lucru. Loredana, cred că are dreptate. Dar și cu mine s-a sfătuit. Dacă asta te deranja pe tine că a venit tocmai la mine, doar tu știi asta și doar tu poți să răspunzi. Da, pe mine m-a deranjat pentru că eu nu mă duc la cineva să-mi dea niște sfaturi sau să-i cer părerea. Dar oamenii sunt diferiți. Da, corect, corect. Suntem oameni diferiți. Iana, eu ca tine. În fiecare om gândește altceva. Cum, Roberto, dacă ne aducem aminte când era cu mine, cum nu ai mers? În a doua ai mers la băieți și vorbeai. Cum nu te-ai dus să te... Păi, dar nu le ceream părerea. Vorbeam despre tine, dar nu le ceream părerea. Păi, da, dar și eu am vorbit și ea. Și tu înainte ai văzut material ce am vorbit eu și Giulia cu ea. Ce a făcut ea rău? Nu mi-a zis nimeni altcineva dacă să continui sau să nu continui. Mi-a zis toată lumea să fac ceea ce simt. Deci nu e ca și cum i-a influențat cineva gândirea. Mi-a zis să fac ceea ce simt. Da. Adică inclusiv cu doamna Livia a vorbit. Da. Inclusiv cu doamna Livia. Și a spus aceleași lucruri pe care și eu le-am spus. A vorbit și cu Dana și aceleași lucruri le-a spus. Fetele mai vorbesc între ele, nu e ceva rău. E normal ca să vorbim. Ea este și la început, e și într-un proces de integrare aici, că nu e simplu. Știu că nu e simplu, dar să... De fapt, problema ta este, de, Roberto, nu că toată lumea ți-a spus că iar ai procedat greșit. Problema ta este că ea s-a dus să vorbească. Nu e corectă problema dacă o pui așa. Noi mai frumos, dacă vrea să vorbească ceva cu mine, să clarificăm noi treaba amândoi. Păi am încercat, dar tu o țineai doar pe a ta în legătură cu chestia asta. Păi am prima dată a vorbit cu tine și după asta și după a venit. Ea nu are... Cu tine, nu, eu ce vreau să vă spun este că, de fapt, problema nu e cine cu cine a vorbit și de ce. Că toți vorbiți în casă, inclusiv tu. Vom vedea mai târziu că ai vorbit. Vorbit cu... Stai un pic. Problema e alta, este abordarea ta. Nu, treaba totul a început de aici. Se simțea... Modus operandi. Se simțea foarte nasol că nu a primit un pachet, nu știu ce, și a zis că are o stare foarte nasoală. Și m-am așezat lângă ea și nu vreau scutea niciunul niciun cuvânt. Și eu... Da, dar ea a supărat după materialul. Ea asta e motiv. Lasă materialul. Nu e bachet ceartă. Păi am zis, băi, nu te mai bag în seamă că cine știe de reacțiile tale. Mi-era frică de reacțiile să nu... Cine știe, să nu ce? Ce putea să facă? Mi-era așa, să se enerva foarte rău, că se enervează, se aprinde foarte repede. Eram și eu aici și primise tot... Și mi-a zis, stai să termin. Și scrisori. Și ea dintr-o dată a stat supărată aici și zic, de ce e supărată? Și că n-are nimic, nu știu ce. Și Roberto tot o întreba și vrea să o scoată din starea de să nu mai fie supărat. Da. Și i-am spus, zic, las-o, că poate ești supărată, că vede că toți au primit scrisori și pachete și ea n-a primit și probabil da, e supărată. Și pomă ne-a spus că a rugat-o pe verișoara ei să-i trimeată un pachet și nu i l-a trimis. Și de-aia era supărată, că n-a primit pachet. Nu trebuie să fii nervoasă pentru un pachet, și să te sper pe mine. Roberto vrea să o scoată. Hai să nu mai stau lângă ea dacă... Și ea s-a supărat. O fac mai. Să-mi dea asta. Mie mi-a spus Iuliana, s-a supărat și din cauza pentru că când a văzut materialul, toți băieții oarecum s-au uitat la privirea lor și au văzut că toți, majoritatea făceau așa. Asta e problema, Roberto. Nu e pachet sau... A fost și pachetul o cauză, da, dar și asta. Am și spus și pe material s-a văzut, da, acest lucru. Au fost două